Bună, România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Bună seara, domnul Zafir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Ne-am adunat aici în Joia Mare și domnul președinte al României s-a adunat acolo în treburile lui și ne-a declarat următoarele lucruri, întrebat fiind în legătură cu această intenție importantă de comasare a alegerilor. S-a pronunțat, a rupt tăcerea președintele României. Hai să-l ascultăm. Comasarea alegerilor se discută în partide. Este o variantă care este posibilă, este posibilă constituțional, însă nu este posibil să aducem parlamentarele mai aproape, este însă posibil să fie amânate localele. Dacă asta este o soluție sau nu, vom vedea pe parcurs. Au existat prime discuții la nivelul coaliției, încă se evaluează dacă aduce ceva, că dacă n-aduce nimic, nici pentru cetățean, nici pentru partide, nu trebuie făcut. Însă, confirm, există această discuție, soluții tehnice, constituționale ar exista, dar ele vor putea fi puse în operă doar atunci când de aici apare un beneficiu evident. Totuși, aș intra un pic în materie. De ce se discută? În mod normal, în România, în anul viitor, în 2024, am avea cam multe alegeri. Este o realitate. În primăvară ar fi europarlamentare, toamna de vreme ar fi locale, toamna târziu ar fi parlamentare, și toamna și mai târziu ar fi prezidențiale. Ori patru rânduri de alegeri complicate într-un singur an sunt problematice. Vă dați seama că începând din această toamnă până la sfârșitul anului viitor ne-am aflat permanent într-o competiție electorală cu campanii electorale, cu certuri la televizor, pe rețele sociale. Evident, pentru dumneavoastră din media ar fi un festival, dar pentru român nu știu dacă ar fi un festival și nu știu dacă, ținând țara un an și jumătate în alegeri, facem un lucru bun pentru oamenii simpli. Până la urmă, oamenii vor să vadă că se ocupă cineva de problemele lor, că țara merge înainte, că se folosesc banii europeni și nu se discută doar la televizor și așa mai departe. Deci un temei pentru discuție există, dar încă nu există o decizie luată. Domnul Zafir, noastră sunteți ceva mai atent, domnule, la desfășurarea asta. Despre ce certuri la televizor discută domnul Clausio? Cine să se certe cu cine? Ce dezbateri? Despre ce vorbește domnul președinte? Cu opoziția. Cu opoziția? Se mai certă cu USR. Cu USR? Poate cu AUR. Pe cu cine rest se înțeleg foarte bine. Cine să se certe? Ce lupte politice vorbește domnul președinte? Cu USR. Da? Și cu AUR. Și cu partidele neparlamentare, care vor fi și ele invitate probabil la dezbatere. Preocupare, cred că există la blatul ăsta politic e să nu se folosească, cum se numește, de făină de greiere. Deci asta cred că e singura preocupare care poate să existe la acest blat politic despre care vorbim. Ce dezbateri, ce certuri. Domnul Buzeanu, deci ce spune Klaus Iohannis acum așa, fără să își asume măcar această poziție, că având în vedere combinația asta PNL-PSD-UDMR, putem să facem și toate alegerile odată, că nu e gata, e rezolvată. Nu e ca și cum are sens să pierdem timpul cu diferite campanii electorale, dezbateri televizate, contre între politicieni, ca să ce? De regulă, domnul Buzeanu, organizezi întreaga procedură a alegerilor, care include și campanie, dezbatere, contre, platforme, program, idei, chestii, nebunii, atunci când există o competiție din care poate ieși un câștigător sau alt câștigător. Ori așa cum se vede de la Cotroceni, anul 2024, reprezintă o formalitate către trecerea la noua guvernare PNL-PSD-UDMR. Deci nu se pune problema să organizăm alegeri ca să știm cine va fi puterea și cine va fi opoziția. Nu! Pentru Cotroceni și pentru Modrogan, nu știu pentru Kiselev, dar rămâne de văzut. Pentru Modrogan și pentru Cotroceni lucrurile sunt clare. Dar e spectaculos. Facem alegerile astea ca să vedem dacă vom avea noi 6 ministere sau 7.
Și colegii de la PSD 8 sau doar 4? Dacă cine știe ce se întâmplă, aia nu se întâmplă. Mici politici acolo, da, normal, împreună și e spectaculoasă și explicația pe care o livrează domnul președinte, l-ați auzit explicându-vă mai devreme, faptul că, domnule, și trebuie să se ocupe cineva, că vă facem alegeri să se ocupe cineva și de problemele oamenilor. Așa a explicat domnul Claus Iohannis. Ca și când în anul acesta, când nu sunt alegeri, sunt oameni preocupați, sunt politicieni preocupați și de altceva în afară de problema asta cu Ucraina, de ce se întâmplă. Ai văzut domnul președinte foarte intens a amplificat întreaba asta cu Ucraina, unul la mână, doi la mână, de sinecuri, de tot felul de locuri de astea de muncă adunate acolo, de tot felul de locuri care, din care se câștigă foarte mult bani. Și am văzut că domnul președinte mai are o preocupare anul acesta, când nu sunt alegeri, are o preocupare în legătură cu această companie OMV Petrom și cu austrieci. Deci are și cu Ucraina, dar și cu austrieci are o preocupare. Să nu care cumva, ca primă reacție, am văzut-o atunci la momentul în care n-am intrat în Schengen, să nu care cumva să sancționăm această companie în vreo atitudine, în vreun fel. Să unul sancționăm la mână această țară și tot ce și decurge doi la mână, din această astăzi țară. Trimite, trimite la reexaminare legea aceea a taxei de solidaritate. Dom'le, vedeți cum faceți, că nu-mi place cum este, cum a picat cu această companie. Deci pare că în preocuparea domnului președinte este această companie a acestei țări Austria. Domnul Buzoianu, înainte de a trece la capitolul ăsta destinat garanțiilor de securitate financiară oferite de Claus Iohannis, vă ofer o informație, poate o dezbatem pe parcurs. Uite un titlu din ziarul Adevărul. Citești ziarul Adevărul? Foarte rar, dar se mai întâmplă. Mi se mai întâmplă. Când ți se întâmplă, să citești și articolul ăsta. Austria încearcă să salveze industria auto a Rusiei. Siegfried Wolf, membru al Consiliului de Administrație, Porsche, vrea să reconstruiască sectorul auto din Rusia, sancționat de război. Folosind cunoștințele germane de la companii, inclusiv Volkswagen, chiar și-a prezentat planul într-o scrisoare direct către Putin și a cerut o linie de credit de 800 de milioane de euro, conform revistei germane Der Spiegel. Asta și poate dezbate pe parcurs. Ca să înțelegeți cine sunt europenii ăștia de care depindem noi pentru aderarea la spațiu Schengen, Uniunea Europeană. Uniunea Europeană e principal amenințată din interior. Uniunea Europeană în momentul de față e principal amenințată de atitudinea Austriei, de atitudinea Franței, de atitudinea Ungariei. Păi după noi cine ne protejează, mă? De moscoviții ăștia de la Viena, de la Budapesta și de la și Paris. Și de la Paris, domnul Buzoianu, s-a dus Macron în China. S-a dus acolo, s-a simțit Macron ca peștele în apă pe lângă Xi Jinping. Ce se lăudau, ce se mângâiau, ce se... Uite, și Ero s-a întors și a spus: trebuie să ne distanțăm de americani, trebuie să ne distanțăm de toți, trebuie să ne... La un dat am vrut să-i spun: puneți-i subtitrare în franceză la discursul ăsta chinezesc. Deci amenințarea pentru Uniunea Europeană, pentru siguranța noastră, domnul Buzoianu, că ne prostim atâta cu partenerii NATO, partenerii Uniunea Europeană. Amenințarea principală e din interiorul NATO și din interiorul Uniunii Europene. Austria nu e NATO, măcar atât. Și în interiorul României amenințat. Dar vine... Franța și Ungaria sunt membre NATO. Sunt din localitate de aici, din NATO și din Uniunea Europeană. De asemenea, da, avem Austria, care pare că a luat prizonieră într-un fel în anumite decizii Uniunea Europeană. Dar o să mai vorbim despre asta. Hai că până la urmă avem o problemă și în zona asta. Adică până la urmă trebuie să ne apere cineva și de cei care ne conduc. Pentru că l-avem pe domnul Claus Iohannis, care dă să ne apere el, ceea ce m-a îngrijorat suplimentar. A venit și ne-a spus: domne, nu o să se scadă, nu o să cadă, nu o să scădem veniturile românilor în perioada aceasta, cât sunt eu aici. Și mi-am dat seama, zic, băi, cât am eu un cuvânt de spus, așa zic, cât încă mai am eu un cuvânt de spus aici și cred că o să mai am. Și ultima oară când domnul președinte ne-a promis ceva, ne-a promis ceva în legătură cu Partidul Social Democrat și vedeți bine că s-a ținut de cuvânt, hai să-l ascultăm pe domnul nostru președinte. Este într-adevăr o discuție în spațiul public care, după părerea mea, a luat-o într-o direcție complet greșită și o să vă spun imediat ce cred că se poate face. Situația economică în România este bună. Avem creștere economică. Avem dezvoltare, cu toate că suntem în mijlocul mai multor crize generate în principal de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Nu există nicio gaură și nu există nicio perspectivă tristă. Nu este nevoie de tăieri. Și ca să o spun foarte clar, să înțeleagă toată lumea, atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus, și cred că voi mai avea un cuvânt de spus, nu vor exista tăieri de salarii. Deci, repet, nu vor exista tăieri de salarii. Ideea mea și a coaliției
Nu este să băgăm România în vreun scenariu de austeritate. S-a dovedit, când am avut criza bancară 2008-2010, că austeritatea nu este o soluție și sper să rețină bine toți politicienii și quasi-politicienii. Austeritatea nu este o soluție. În consecință, nu vor exista tăieri de salarii. Eu nu-mi doresc ca prin dezvoltarea României și prin atragerea de fonduri europene, românii să o ducă mai rău. Este o absurditate. Eu vreau ca românii să o ducă mai bine. Și oricine în spațiul public spune altceva, este în eroare. Repet, nu vor exista tăieri de salarii, nu există un astfel de concept la nivelul meu, nici la nivelul coaliției. Și vreau să fie foarte bine înțelese aceste lucruri, mai ales acum în pragul de sărbători. Ultimul lucru pe care mi-l doresc acum în prag de sărbătoare, să-și facă românii griji că li se taie salariile sau vor fi dați afară. Nu vor fi dați afară și nu se taie salariile. Oricine afirmă altceva, greșește. Sunt complet împotriva unor tăieri alandala. Eu personal sunt de mult în administrație, în politică, am văzut tot felul de măsuri alandala, cu tăieri de salarii, cu tăieri pe cheltuieli curente, toate prost gândite. Eu îmi doresc, și asta le-am transmis celor din coaliție, îmi doresc un plan judicios, făcut cu cap, adică tăiem de acolo unde se poate tăia, fără a pune ceva în dificultate. Acesta a fost președintele României anunțându-vă că România încă mai e în situație economică favorabilă și în partea cealaltă, liderul partidului de opoziție USR, domnul Cătălin Drulă, este în legătură directă cu noi, anunțându-vă dimpotrivă că urmează cel mai scump paște din istoria României. Bună seara, domnule Cătălin Drulă, președinte USR. Bună seara! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Noi l-am ascultat pe președintele României, vorbind și în direct, l-am redifuzat în urmă câteva momente, spune foarte clar că situația economică a României este una bună, că nu există perspective nefericite, triste, că nu e cazul unor reduceri de buget, că nu va accepta tăieri alandala, că nu vor fi scăzute veniturile românilor. Nu știu, Radu, a zis-o pe aia și cu stentigul economic al Europei? Sau nu, dar a fost dar a gândit-o. Da. Dar a gândit-o. Noastră, pe de altă parte, v-am citit o declarație, nu sunteți de acord. Păi de ce îl contraziceți pe președintele României, mai ales când vine cu vești bune? Și cu ce argument? Păi nu-l contrazic, eu îl contrazice realitatea. Și de această realitate, acest președinte este complet rupt. Sunt cele mai mari scumpiri pe care le trăim de 20 de ani încoace. Cel mai scump Paște a publicat INS-ul inflația astăzi, pentru luna martie. Suntem la 14,5% peste estimări, dar toată lumea știe că te duci cu un coș la magazin și față de acum 2 ani, un an, 2 ani, costă dublu ca să-ți cumperi alimente. Legumele s-au scumpit numai în luna martie, deci într-o singură lună cu 10%, în medie. Astea sunt mediile pe care le face INS-ul, care, dar când mergi în piață, realitatea e altcumva așa cum o știu toți românii. Deci în condițiile astea să spui că nu e nicio problemă, economia o duce bine, te notă să fii rupt de realitate. Și vreau să vă spun că inflația nu e peste tot la fel. În America e 5%, în zona euro ultima cifră e 6,9, la noi e 14,5. Și nu e de mirare că scumpirile sunt atât de mari, pentru că au legătură directă cu acest enorm deficit bugetar, cu aceste cheltuieli fără măsură pe care le face guvernul. Am văzut zilele trecute gaură de 20 ceva de miliarde, practic în primele 3 luni ale anului au cheltuit cei de la guvern cu 23 de miliarde mai mult decât au încasat. Deci 23 de miliarde le-au împrumutat. Ei bine, exact aceste împrumuturi, știe orice, eu știu, la orice curs de macroeconomie de anul întâi, înseamnă
gaz pe focul scumpirilor. Aceste împrumuturi merg direct în inflație și în scumpiri. Da, ei n-au spus că au cheltuit cu 20 de miliarde mai mult. Au zis că în ritmul acesta există un deficit față de cât așteptau de 20 de miliarde la care se va ajunge. Deci n-au zis că au cheltuit cu 20 de miliarde, dar asta e ce au comunicat. Dar dumneavoastră credeți, domnule Drulă, dumneavoastră credeți că se va ajunge la reducerea salariilor, la tăieri de salarii? Păi eu vă spun că se taie salarii în fiecare zi prin această inflație. Practic, de când este acest guvern, cineva care nu și-a renegociat salariul sau n-a primit vreo creștere a pierdut 20%. Sau dacă a primit o creștere și a fost sub 20%, i-a scăzut salariul. Pentru că, știți, era unul dintre miniștrii acestui guvern care spunea acum câteva zile, domne, sunt trei soluții, să mai reducem din aparat, să reducem salariile, spunea să creștem taxele, astea erau cele trei soluții. Mai e a patra soluție, care este exact ce pe care o aplică. Soluția inflației. Practic, prin această taxă nevăzută, leu este devalorizat zi de zi, e povestea tiparniței, pentru cine își mai aduce aminte, din anii 90. Uh-huh. Și lumea trăiește mai prost, iar acest guvern se hrănește din inflație. Deci, practic, ei alimentează bugetul fără ăsta și nici așa nu le mai ajunge. Asta mai lipsește, după ce s-au devalorizat banii pe care oamenii îi au și cu care merg la cumpărături, să le mai spui și că e în calcul să le tai din ei. Adică asta ar fi culmea ridicolului în care ne-am aflat. Este culmea ridicolului și în loc să taie pensiile speciale, toate sinecurile astea cu 12.000 de euro pe lună, uitați la duty free-urile alea, că am făcut un calcul acum săptămâna trecută cu un coleg care mi-a fost secretar de stat. Noi estimăm că dacă s-ar încasa pe bune la aeroport, ar fi 60 de milioane de lei pe an în plus. Din 60 de milioane, vreo 45 ajung la stat ca dividende. Uh-huh. Nu-i tot una dacă la buget ai și ea 45 de milioane sau nu. Nu-i tot una dacă, cum am prins eu în mandatul meu pe aia, a fost dosarul cu DNA, se cumpăraseră 4 șalupe cu 100 de milioane de lei când prețul lor era 50. Deci 50 era parandărăt. Când pui 50 cu 60, cu sinecuri, cu pensii speciale, cu noi posturi. Și vreau să vă spun ceva, că e discursul ăsta, domne, bugetarii. Domne, avem nevoie de oameni care să lucreze în sistemul public și care oferă servicii de sănătate, de educație, de administrație publică și sunt oameni cinstiți acolo și sunt oameni care își fac treaba din greu și oamenii aceia câteodată nu câștigă cât ar trebui cei performanți din cauza că sunt toate pilele de partid. Pentru că dacă ai tăia... O spunea primarul, mă rog, fostul primar din Oradea, totul președintea Consiliului Județean Bihor, domnul Bolojan, l-am auzit ieri. Dom'le, se poate tăia. Da, vă spun și eu asta, se poate tăia și asta nu face decât să-i răsplătim pe cei care sunt performanți, pe cei care sunt muncitori și să cei care au fost puși acolo de partide, pile agățate prin sistem, dom'le, să meargă în privat și să se ducă într-o zonă de competiție. Urmează alegeri anul următor, anul viitor, na, să nu repet cuvântul. Deci noi trebuie să gândim în logica anului 2024. Nu mă aștept să fie redus numărul secretarilor de stat din Guvernul României, nu mă aștept să fie redus nici măcar numărul membrilor consiliilor de administrație de la companiile de stat, nu mă aștept să fie afectate anumite venituri vulgare, cum ar fi cele de la ASF, cele de la ANRE. Nu mă aștept să fie în niciun fel afectate drepturile speciale ale unor foști demnitari sau cine știe ce categorii privilegiate. Dumneavoastră vă așteptați la astfel de măsuri într-un an preelectoral? Nici nu mă refer la 2024, clar nu se va întâmpla. Dar cine să facă? Cine să ia astfel de decizii acum când urmează alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale? Și vorbim și despre asta imediat. Din păcate, șeful cel mare al acestei grupări care stă la guvernare, a dat semnalul clar. Nu ne atingem de nimic, rămâne totul la fel. Trebuie găsite soluții smart, a spus. Citez exact cuvântul pe care l-a spus președintele Iohannis, smart. Adică soluții de băieți deștepți. Soluția aia este una singură, după cum vă poate spune orice economist, orice macroeconomist, este inflația. Vor devaloriza leu ca toate aceste datorii făcute pe buget să însemne mai puțin în termen real. Asta înseamnă scumpiri fără număr, scumpiri în continuare, o să se domolească inflația de tot la alții, în vest și așa mai departe și România o să continue, până când își
ostoiesc setea de bani la buget, pentru că reforme reale, oprirea acestui jaf de la buget, oprirea miliardelor de lei dați pe clientele de partid, pe pensii speciale, pe sinecuri, pe contracte cu dedicație, asta nu vor să o facă. Nu vor să facă nici reformele din PNRR și mai degrabă sunt dispuși. Haideți să vedem un pic banii din PNRR, că spunem că îi pierdem, ați văzut, sunt cifrele oficiale, le spune chiar și ministrul Boloș. 1,4 miliarde de euro, 2,8, păi, mulțim cu 5, că un euro e aproape 5 lei, înseamnă vreo 10-15 miliarde de lei la fiecare tranșă de asta. Deci noi avem gaura aia la buget, care, apropo de întrebarea noastră mai devreme, eu vă dădeam cifrele de execuție la 3 luni, da, unde sunt 23 de miliarde cheltuite peste încasări. Domnul, cum îl cheamă, Căciu, da, vrea să zică că are o gaură față de gaura pe care și-au prognozat-o, adică o să fie deficitul și mai mare cu alea 20%. Și, da, e bine, inception, astea, e gaură în gaură. Peste astea se adaugă banii din PNRR, dacă nu-i mai luăm, se adaugă bugetele cu deficit la companiile de stat, deci a pus Grindeanu 3 bugete de companii în transparență și vă dau 3 cifre rapid. 1,4 miliarde de euro, de lei pierdere prognozată la CFR infrastructură, 1,2 miliarde la călători. Și ieri a ieșit Metrorex-ul, citesc din memorie, și acolo parcă 400 sau 600 de milioane de lei. În total, dacă le aduni pierderile prognozate, atenție, alea pe care ei și le propun în bugetul de venituri și cheltuieli 2023, sunt vreo 3 miliarde de lei. E, ăștia sunt banii ascunși, încă nu se văd contabilicește pe tot pe acest deficit. Nu-i socotește domnul Căciu la aia 20 de miliarde. Și mai sunt PNDL-ul ăla pentru care USR-ul a fost dat afară de la guvernare, Angel Saligny. Marele program de 65 de miliarde de lei, până la data curentă când vorbim, s-au plătit facturi de 0,3 miliarde. Vă dați seama, nici măcar 1 miliard din 65. Păi toți primarii pe care au mințit, care au proiecte, care au, oamenii se bazează pe banii pe care a promis guvernul. Ăștia de unde vin? Dar să trecem și la lucruri ceva mai vesele, să vorbim despre alegerile din 2024. Ne-a spus președintele Klaus Iohannis că va fi un an îmbâxit de campanie electorală, un festival pentru jurnaliști. Dă parcă noi asta ne dorim așa, multă campanie electorală în care să auzim minciuni și contraminciuni. Dar mă rog, asta e senzația cu care trăiește Klaus Iohannis, că ne face o plăcere deosebită să-i auzim pe candidați cum se întrec în păcăleli, cum anunță că nu își vor aduce viitorii partenerii la guvernare și cum ei sunt singura variantă împotriva celor care vor guverna până la urmă. Ne spune în felul următor, bine ar fi să comasăm alegerile astea, pentru că 4 alegeri într-un singur an reprezintă mult prea mult și ar însemna ca din toamna acestui an până la finalul anului viitor să stăm doar într-o campanie electorală. E plus că sunt și scumpe alegerile astea. Bine, o să vă rog să-mi explicați, poate ați înțeles dumneavoastră, unde anume problema cu prețul alegerilor, dar după ce ne-a spus Klaus Iohannis că stăm foarte bine financiar. Deci dacă noi avem o situație economică foarte bună, dacă nu trebuie să ne facem griji, dacă veniturile nu vor fi afectate, da, am citat din Klaus Iohannis, s-au sesizat ghilimele. De ce, Doamne iartă-mă, guvernul, săptămâna asta și săptămâna trecută, ne invoca rațiuni economice pentru a comasa alegerile? Noi care o ducem atât de bine, facem economie la democrație? Da, haideți să vedem, găsiți vreun motiv pentru care comasarea alegerilor să fie ceva util cetățeanului? Nu, absolut deloc. Și dacă vă uitați la cum și-a structurat președintele Iohannis mai devreme intervenția, a spus să vedem dacă e ceva util partidelor acolo. Adică partidelor vrea să zică pentru PNL dacă e ceva util. PNL și PSD. Partidele. Și PSD. Și PSD, partidele. Eu vreau să zic că nu credeam că încă am resurse să mă șocheze acest președinte, că îl cunosc din păcate bine, dezamăgirile s-au întâmplat toate, dar astăzi, mai ales pe tema asta, ok, cu economia ne-am obișnuit cu minciunile, cu creșterile record la hectar, li se pare românilor când văd prețurile la raft și așa mai departe, dar să spui că alegerile sunt un moft într-o democrație, suntem un pic încurcați la anul așa, cam avem alegerile astea, cam trebuie să ne alegem primari, parlament, președinte, e deranj. Mi se pare de noaptea minții, adică aproape că dacă am putea să nu mai facem alegeri și să fac acolo la coaliție, să ne spună pe o listă cine să conducă România, aproape că ar fi bine. Păi dar alegerile, domnul Drulă, suntem cu un război la grani, nu tensionează atmosfera, nu-l tensionează și pe domnul președinte, n-avem nevoie de liniște.
Poate că alegerile astea sunt o încurcătură în care ne aflăm. Poate că soluția e tocmai asta. Dar în stări excepționale nu pot fi decalate alegerile amânate pentru o perioadă rezonabilă. Adică în contextul ăsta complicat noi ne ducem la vot. Președintele României trebuie să reprezinte un factor de stabilitate. Haideți să nu mai organizăm alegeri în 2024, pentru că avem o majoritate solidă, un guvern funcțional, stabilitate în această țară, compatibilitate între Palatele Cotroceni și Victoria. Facem niște alegeri unde chiar e cazul să mai piardă opoziția ceva, ce are de pierdut. În rest, stăm ca în sectorul 5, fără primar de luni de zile, deși instanța ne-a obligat să organizăm alegeri și când spun ne-a, mă refer la ei la guvern. Și te ascultă doamna Firea acum și spune, alo. Păi nu, am spus, organizăm doar unde e cazul să piardă opoziția. Facem alegeri la capitală, da. Să scape de Nicușor Dan să-și o aducă pe doamna Firea. Unde mai aveți primar? Până Timișoara, Bacău, Brașov. Astăzi. Brașov, Alba Iulia. Gata, facem. Acolo putem organiza alegeri și în rest... La nivel de stabilitate. Păi, apropo, până ne întoarcem la de ce n-ar fi bună amânarea alegerilor sau chiar anularea lor, domnule, pe o perioadă nedeterminată, până scăpăm din greutățile astea de la graniță. Știți că în sectorul 5, acolo unde nu se organizează alegeri, împotriva legii, știi ce se întâmplă, Radu, în sectorul 5? Dar ce se mai întâmplă, domnule, în sectorul ăsta? Haideți, domnul Drulă, să vă spun și dumneavoastră, că știu că partidul dumneavoastră era interesat de organizarea alegerilor, dar, na... Nu contează. Deci acolo primarul... Contează de ce e interesat guvernul. E un pic la închisoare, asta e situația lui. Da, și altcineva care administrează lucrurile. Da. Dom'le, ce au făcut în sectorul 5, un sector plin de necazuri? Au schimbat sigla sectorului. Ce era o siglă pe vremea lui Piedone, cu o inimioară cu nu știu ce, și acum au făcut cu niște avioane de hârtie o siglă. Aceleași culori, doar aranjate altfel petele de deci culoare. Deci face ceva în sectorul 5. Ce înseamnă asta? S-au schimbat toate siglele luminoase de pe toate piețele și instituțiile subordonate primăriei sectorului 5. Păi, dar nu preste cu s-au comandat veche. Coșuri de gunoi din metal în care e ștanțată. Păi și noua siglă. Păi și cu coșurile de gunoi cu vechea siglă. Deci dumneavoastră vă dați seama că în momentul ăsta în care nu se organizează alegeri în sectorul 5, un sector plin de necazuri, cineva a dat o comandă, eu i-a spune tunda, trebuie documentat subiectul până la a folosi cuvinte de astea. Creștere economică. Pe baza creșterii economice, o siglă de 50.000 de euro pentru poliția locală să se vadă din stradă, au schimbat identitatea vizuală. Dar vă dau acum să vedeți ce diferență mare au făcut. Acum e mult mai și au comandat coșuri de gunoi ștanțate. Deci metalul este practic perforat, performat, nu e nimic acolo. Dar ce era înainte? Ce sigle era înainte? Era un 5 care se transformă într-o inimă și acum e un 5 cu un avion de hârtie. E altceva, domnule, acum s-a mai relaxat un pic, domnul Drulă, situația acolo, era foarte tensionată. Deci o sigle asta tensionată. Se întâmplă în aș fi spus localitățile, sectorul 5, unitate teritorială administrativă, da. Să o numim ca atare, în care nu se organizează alegeri. Toată lumea are astfel de proiecte. Dar spuneți, domnul Drulă, ce sens are să organizăm alegeri, că ne poate spune domnul Klaus Iohannis cu înțelepciunea caracteristică cine anume, cu cine trebuie să guverneze. Poate trebuie să plece domnul Ciucă, dar are alți oameni din partid pe care să-i aducă. Oricum nu e ca și cum în urma alegerilor ar putea fi altceva decât o majoritate PSD-PNL, nu? Păi, principalul sens este că trebuie să scăpăm de Iohannis și asta... Vă rog să vă liniștiți. Sper că nu-i trece prin cap să mai rămână prin politică. 10 ani deja sunt suficienți și vreau și o să avem un om la Cotroceni care să-i pese de țara asta. Păi, candidat la președinție, domnul Drulă? Păi, asta e o întrebare pe care o avem încă pe masă în partid, să vedem cum facem garnitura de candidați. Evident, fiind președinte de partid, sunt un potențial candidat la președinție, dar ce pot să vă zic este că pe mine, în relația cu Klaus Iohannis, am avut și relație de ministru, o relație oficială, m-a frapat tot timpul cât de puțin îi pasă de țara asta. Să nu fie deranj, să-și băieții să poată să facă sigle de perforate în coșuri de gunoi pentru creștere economică și contracte pentru, eu știu, BMW-uri pentru prietenul dumnealui. Cam pe aici sunt vârte, așa, cam ce speranțe are dumnealui. Nu l-ați auzit mai devreme spunând că îi pasă de țară, că nu vor scădea veniturile cât va fi el acolo? De unde ați dedus dumneavoastră că nu îi pasă de țară? Dimpotrivă? Da, nu îi pasă, pentru că dacă i-ar fi păsat, ar fi ținut un pic de lucrurile alea pe care le-a promis românilor. Că nu bagă PSD-ul la guvernare, că nu-i pasă pentru stabilitate. Pentru stabilitate. A explicat pentru stabilitate. Acum se ceartă chiar, eu n-am prea înțeles exact cu cine se certa, dacă se certa cu noi din opoziție sau se certa cu domnul Bolojan, dacă îndrăznește să zică cineva, vă că noi hai să mai tăiem din... Părea un atac la Bolojan ale statului pentru clientela de partid.
Vă că lovește, l-a lovit la ficat pe domnul Iohannis. Ați sesizat și dumneavoastră atacul la domnul Bolojan de astăzi? Nu mi-am dat seama exact care tendința asta să vă arunce cu... Da, domnul păi zicea, am fost și primar, am fost și nu știu ce... Adică... A realizat ceva și a lăsat ceva în urmă pe unde a fost. După Iohannis rămâne o guvernare de contracte la duty free și BMW-uri cu dedicație. Rămâne singura stabilitate frăția asta de valizării statului, frăția sinecurilor, a băieților deștepți, a fetelor din consilii de administrație și așa mai departe. Ăsta este statul român al specialilor. Dacă ești în gașcă cu ei, primești un post călduț, o pensie specială, un avantaj, un contract. În încheierea discuției noastre de astăzi. Pentru alegerile de anul viitor să dăm asta jos. În încheierea alegerilor o să vedem la anul ce va fi, dar încheierea discuției. Vă așteptați și la alte surprize pentru 2024, dincolo de această comasare anunțată și agreată pare de Cotroceni, de Palatul Victoria, mă rog, de cei care populează acum Palatul Victoria, eu nu știu dacă PSD-ul e de acord cu comasarea. Dar în afară de a lipi, de a împreuna alegerile locale și alegerile parlamentare, ca să nu mai fie domnul Bode atât de responsabil de scorul prost de la parlamentare, să mai dea vina și pe teritoriu, ca să mai treagă primarii și consilierii locali și pentru deputățel, pentru senatoraș în campanie electorală, dincolo de asta, vă așteptați și la altceva? Mă aștept să aibă o mare, mare surpriză ei, PSD-ul și PNL-ul, cu Iohannis în frunte, când o să le vină nota de plată pentru ce au făcut anii ăștia. Pentru că dacă vă aduceți aminte, de fiecare dată a fost la fel. Năstași să-și pregătise mandat de 5 ani, că atunci s-a schimbat. Fiecare schemă de asta pregătită bine în laborator, fii atent cum lipim alegerile, rămânem numai noi, cei care au pregătit-o și, ca să zic o expresie mai populară, și-au cam luat-o în freză și și-o vor lua, dar nu de la poporul român, de la milioanele de oameni care se uită și la omul ăsta, a zburat cu sufrageria lui Firea pe acolo în avioanele alea de lux. Se uită și zic, dom'le, când ne spune că totul e bine, că economia o duce noi când mergem să facem cumpărăturile și vedem că dăm dublu, că nu îți mai poți permite, eu știu, mielul, toată mâncarea de ouăle și toată mâncarea de Paște acum. Ăsta pe ce lume e? Președintele nostru sau e președintele specialilor? La miel nu ne mai permitem și la lăcustă nu le lasă domnul Ciolacu. Adică suntem într-o situație neplăcută. Fără lăcuste în făină, domnul Dulă. Dar este, dacă vreți, de la BNR, ton Isico. Deci dacă vrem să locuim lăcusta, poate aveți și știrea asta. Sunteți în fața unui ecran? Dacă sunt eu în fața unui ecran? Da. Că voiam să vă arătăm ceva. Dacă sunteți în fața televizorului, vreau să vă arătăm apropo de sectorul 5-1 emblematic pentru care nu se organizează alegeri. Să vedeți că știu că aveți consilieri locali, să aveți o discuție cu ei, poate aflați mai multe lucruri, să vedeți cum s-a rebranduit sectorul 5. Domnule, acum e altceva, deci, domnule. În partea stângă a ecranului. Care e vechiul? În partea stângă a ecranului, din inimă pentru sectorul 5, este fosta siglă generată în mandatul domnului... Nu mai știu care dintre ei. Parcă Piedone, că înainte era cu Florea și făcuse Florea ceva cu inițialele lui. În partea dreaptă este noua identitate vizuală, s-au comandat coșuri de gunoi, panouri, sigle luminoase, câte și mai câte. Coșuri de gunoi, te gândi că au lipit un. Am spus de 3 ori, o repet, că mi s-a părut șocant. Deci n-au scos un apțipil pe care să lipească pe un coș de gunoi de plastic. Dar arată mult mai bine, trebuie să recunoaștem. Coșuri de gunoi metalice, ți-am zis, cu decupaj perforate sub forma acestei sigle. Deci pe asta aruncă banii sectorul 5. Nu mai era reprezentativă inimioara aia din stânga. Au venit avioanele astea de hârtie colorată, creponată, din partea dreaptă. Doar că eu nu văd inima, domnul Zanfir. Mi-e foarte greu să unde identific domnule, inima. Care, ce inima nu vezi? Inima din stânga. Nu se dați-mi vede, vă rog frumos aici pe ecranul. Un 5. Uite, domnul Buzean, întorceți-vă puțin. Care-i declanșat. Uitați, domnule, asta e o inimă. E o inimă. Asta e o inimă. Și asta iese o codiță din inima asta. O fi oarte. Păi da. Scrie dracului mare din inimă. Dom'le, dar nu-i se vede, ei treia schimbată, nu arată inimă, ce naiba? Păi s-a renunțat aici. Și acum se numește primăria sector 5, primăria sector primăria și ți-a pus un 5 în niște hârtii îndoite. Câte zeci de mii de euro a costat tranziția asta? Câte sute de mii de euro costă siglele luminoase din sectorul 5, noile coșuri de gunoi din sectorul 5, noile bannere din sectorul 5. Dar, domnule, asta îmi place mai mult și mi se pare că e o cheltuială făcută cu cap, domnule. Altfel trece, uite, și eu uite, trec pe lângă așa ceva. Parcă dacă organizau ei alegeri, ce primar și-ar fi asumat așa ceva? Da, domnule, hai să plăcim.
Acum e o răspundere generală, nu știm, domnule, era un interimat, era cineva, la presiunea Consiliului, așa s-a votat, așa s-a adres, cetățenilor, la presiunea cetățenilor, nu știe domnule, nimeni dacă în aveți... momentul de față cine e responsabil pentru genul ăsta de manevră și scheme. Domnul Dulă. Ce să zic, știți că în sondajele pe care le facem vedem și că 10% din români cred că țara merge într-o direcție bună. Cred că sunt oamenii care beneficiază, uite ăștia, cu firmele, cu contractul, cu nu știu ce aveți acolo în dreapta, sunt Batistele, Rareș, Bogdan sau ce acolo, noua siglă, că nu-mi dau seama ce sunt speculații semnifică. Au ales, au ales ceva mai abstract, să se regăsească toată lumea, fiecare vede ce vrea acolo. Rareș Bogdan, pe timpul lui Vanghelie, avea legătură cu sectorul 5. Acum... acolo e acea criză pe care Iohannis l-o simte, acolo e acea economie care merge bine. Merge bine doar pentru unii, pentru restul, nu, mai bine nu se fac alegeri, că dacă vin la vot iese urât. Cam asta. Bun. E. Domnul Cătălin Drulă, liderul USR, mulțumim pentru intervenție și pentru comentarii. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Bună România! Astăzi, cu ocazia zilei de astăzi, s-a desfășurat la București o conferință privind securitatea regiunii Mării Negre. Este o regiune nesecurizată în momentul de față și au participat acolo mai mari diplomației din Ucraina, din România și așa mai departe. Aici să ascultăm pe domnul Aurescu și să ascultăm și pe domnul Kuleba din partea Ucrainei, zicându-vă lucruri în legătură cu ce se întâmplă acolo. Astăzi voi sublinia nu doar rolul cheie pe care România îl joacă în arhitectura de securitate regională, ca dovada faptului că această conferință se desfășoară la București, dar voi pleda și pentru un angajament strategic al Uniunii Europene și al NATO în regiunea Mării Negre, dublat și de o agendă transatlantică solidă. După cum cunoașteți, Statele Unite pregătesc o strategie de securitate pentru Marea Neagră, la care și România a contribuit în mod substanțial. De asemenea, vom discuta despre construirea unei agende consistente de reziliență democratică și de prosperitate în regiune, consolidarea rolului flancului estic în ceea ce privește sistemul de descurajare și apărare al NATO, precum și în ceea ce privește susținerea perspectivei europene și euroatlantice a statelor din regiune. În ceea ce privește reuniunea trilaterală România-Republica Moldova-Ucraina, este arăși un format extrem de important pe care l-am lansat anul trecut împreună cu colegii mei din Republica Moldova și din Ucraina. De data aceasta, în premieră, ne concentrăm asupra dimensiunii de securitate. It is time to work out a comprehensive security network for all nations on all the region that feel threatened by the maniac on the loose. It's time to turn Black Sea into what the Baltic Sea has become. A sea of NATO. We need to address the common Russia problem together. For instance, I support the expert idea to integrate the air and missile defense systems of Ukraine with the ones of the Black and Baltic Sea NATO allies. Bun. O reuniune trilaterală, România, Ucraina, Republica Moldova. Gazdele din partea noastră au fost ministrul de externe, Bogdan Aurescu, l-ați ascultat puțin mai devreme. Ministrul apărării, că... A venit și el și a spus... Geluțu Tâlvăr? Și ce a zis Geluțu Tâlvăr? Nu s-a ferit de cuvinte. A zis, nu ne-am lăsat păcăliți de ruși. Ați văzut că ceva de genul s-a zis. Mă rog, cert este că... Și deci au participat în partea fiecărui stat miniștrii de externe și miniștrii apărării. Da. Subiectul ar fi Marea Neagră și importanța strategică a Mării Negre în contextul acesta militar, doar că e posibil... ca de fapt miza întâlnirii să fi fost cu totul alta. Vom sta la o discuție și vom analiza această abordare cu domnul Hari Bucur Marcu, expert în securitate. Bună seara! Bună seara! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Spuneți că dincolo de importanța militară a Mării Negre, această reuniune ar fi putut avea și o altă însemnătate. Bun, este deja a doua întâlnire, dacă nu mă înșel. A fost în septembrie anul trecut prima întâlnire tripartită. Nu au o agendă clară. E vorba de un fel de discuții generale de bună vecinătate, ca să zic așa, în contextul în care interesul evident este de normalizare a situației la Marea Neagră, în sensul în care și România și Ucraina
sunt țări riverane, iar Moldova este, face parte din regiunea lărgită a Mării Negre, cum se spune. Acum, vă dați seama, ar fi pretențios să credem că această reuniune tripartită ar avea o agendă de asta, de război, ca să zic așa. Sigur, e o situație în care Rusia de multă vreme își manifesta o atitudine de asta, eu îi zic golănească, dar putem să zicem și altfel. La Marea Neagră, în sensul în care făcea exerciții militare, își a completat flota și a dublat practic puterea militară a flotei din Marea Neagră, își aduce în continuare nave militare pe canalele pe care le are dinspre, din Marea Caspică. Din Marea Caspică. Deci, în condițiile în care nu poate să aducă din ocean, din partea cealaltă, pentru că nu-i dă voie Turcia. Deci, în asemenea condiții, întâlnirea aceasta este foarte binevenită. Vă dați seama câte probleme sunt se strâng în câteva luni între țări, între care una este în plin război, iar celelalte două, mai ales Moldova, este amenințată în mod constant de către Federația Rusă, care, fără niciun fel de discuție, a abandonat orice normă de comportament internațional civilizat și, efectiv, face numai ce... Haori Bucurmari, n-ar fi trebuit să participe totuși și Turcia la această discuție? Opa, da. Deci nu există... Să știți o chestie. Deci dacă vorbim de Marea Neagră, mai ales ca regiune lărgită a Mării Negre, nu există soluție punctuală și nici soluție de asta de club, de grup, de grup de state. Deci nu există decât soluții holistice. Adică în care să fie de acord absolut toată lumea, inclusiv Rusia trebuie să fie de acord, pentru ca asemenea soluții să aibă viabilitate, adică să întâmple ceva de pe urma lor, nu doar așa să vorbim și să nu se întâmple nimic după aceea. Dar totuși mă gândesc că de partea noastră ar fi trebuit, cu Rusia cred că e mai greu de discutat, dar cred că Turcia ar fi fost elementar să participe la o discuție despre Marea Neagră. Mi se pare este cea care dă accesul în Marea Neagră, nu? Adică... Ea are responsabilitatea accesului în Marea Neagră prin strâmtori. Deci asta este foarte important. Fără Turcia, orice discuție este doar așa, între riverani, adică schimburi amicale între porturi. Mai ales că acum în Turcia se face un nou canal pe lângă cel Bosfor ăsta pe care îl avem deja în discuție, care va fi sub autoritatea Turciei cap-coada, adică acolo lucrurile vor fi și mai tranșante. Adică Marea Neagră cred că e principal ceva ce gestionează Turcia. Da. Păi, așa și este firesc, pentru că nu o face numai pentru Turcia, în interesul tuturor statelor riverane. Și nu numai riverane, cum vă spuneam. Însă Marea Neagră este totuși noul butoi cu pulbere al Europei, cum era Balcanii acum 100 de ani. În condițiile în care avem conflicte și acest război al Rusiei împotriva Ucrainei, dar avem și conflictul între Azerbaijan și Armenia, avem conflicte în acestea înghețate și în Georgia și în Moldova. Adică nu mai vorbesc de rivalități pe care le are Turcia cu Armenia și am putea lungi lista aceasta în condițiile în care toate trebuie să aibă aceeași rezolvare. Adică nu există să rezolvi pe una în detrimentul celelalte probleme. Zilele trecute am aflat despre o intenție a Ministerului Apărării Naționale de a achiziționa un submarin. O solicitare de aprobare a fost trimisă în acest sens către Parlamentul României. Noi avem în momentul de față, din câte știm, un singur submarin și nu este funcțional, Delfinul, al doilea Delfin, numit tot în cinstea primului submarin pe care l-am avut. O astfel de achiziție, în condițiile în care va fi aprobată de Parlamentul României, ar putea schimba rolul sau ar putea accentua rolul României în Marea Neagră? Care credeți că este intenția sau obiectivul unui astfel de demers, de a cumpăra un submarin? Este la pachet cu restul de elemente de înzestrare navală. Știți ce se întâmplă? NATO, ca atare, sub tutela americană, bineînțeles, poate să ducă acțiuni de luptă în 5 medii, în mediul terestru, maritim, aerian, cosmic și cibernetic. Pe când România, cu ce are în momentul de față, poate să ducă acțiuni de luptă în mediul terestru.
Și după ce vom mai primi avioane de luptă și așa mai departe, o să fie și o să putem să ducem acțiuni de luptă și în mediul aerian. Dar nu mai mult decât atât. Iată că acum există un pachet din acesta cu nave și nave antimină și alte tipuri de nave, plus avem o restanță de mai bine de un deceniu cu navele acelea de luptă care doar plutesc fără să fie capabile de acțiuni de luptă propriu-zise. N-au echipamente și armamente suficiente pentru ele, pentru a fi considerate nave de luptă. Ei bine, pachetul acesta este necesar ca România să poată să aibă o contribuție la forțele navale din NATO, mai mult decât pentru propria sa apărare, care încă o dată e chiar și numai pe litoral, este totuși apărare NATO în primul rând și în al doilea rând apărare. Spuneți că doar terestru putem duce în momentul de față. Nici măcar cibernetic, în condițiile în care noi aveam senzația că, din acest punct de vedere, România are un potențial deosebit. Nu, România este, cum se zice, un fel de centru de excelență, parcă așa îi se zice, în ceea ce privește protecția cibernetică, ceea ce nu este, e doar o mică parte din ceea ce presupune operațiile militare în mediul cibernetic. Și credeți că după aceste acțiuni anunțate de achiziție de avioane, tehnologie recentă, acest submarin despre care se vorbește, vom putea reprezenta, nu știu dacă o forță e cuvântul pe care îl caut, dar vom putea discuta și despre celelalte medii în care se desfășurăm operațiuni consistente? Aerian. Sigur că da. Deci, important este ca noi să putem să participăm în apărarea comună sau colectivă în NATO, în toate cele cinci medii. Asta este dezideratul, sigur. Spațial, cosmic, cred că mai durează puțin. La noi, nu? Da. Marcu, mulțumim tare, mult expert în securitate. Mulțumim pentru intervenție. Avem și așa ceva, domnul Zanfir. Văd o imagine acolo festivă. Putem să participăm și cu așa ceva? Se poate intra în Marea Neagră cu așa ceva la nevoie? Nu știu. Nu s-a putut intra pe Bustroi cu așa ceva? Tu unde vrei să intri? Eu zic că atacăm cu toate liniile. Păi aici n-ai cu ce să dă, că dacă arunci cu pietre de pe mini puntea aia pe care putem să măsurăm Marea Neagră, putem să facem. Putem dacă ne lasă cineva, n-a fost cazul. Pauză și revenim în câteva momente în direct.